acum, ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, Freddy Kemayo și Cătălin Moroșanu sunt hotărâți să își termine afacerile în această seară. Este un război neterminat între cei doi. Își face apariția în ringul de la București Freddy Kemayo, francezul care l-a terminat în 35 de secunde pe Cătălin la K1 Amsterdam. A fost prima reprezentație a lui Cătălin Moroșanu într-un Grand Prix de K1. Se întâmpla asta acum 10 ani și a fost făcut knockout foarte rapid de Kemayo. În acel meci, cât a apucat să dea, a dat și Moroșanu și a dat bine, pentru că a fisurat două coaste lui Kemayo și acesta nu s-a mai putut prezenta în turul următor. Imediat Kemayo a venit în România și a acordat revanșa lui Cătălin Moroșanu și a luat revanșa cu o victorie la puncte, local combat Buzău. Iar acum finala este 1-1 între Moroșanu și Kemayo. Francezul s-a antrenat la Mike's Gym pentru acest război cu Moroșanu. Îl vedem pe Mike Pasenie în spatele lui Freddy Kemayo. Acesta este și antrenorul lui Badr Hari, antrenorul nebunului Badr Hari. N-ai cum să-l ratezi pe Mike Pasenie, are în jur de 160 de kilograme. Cel mai cunoscut și mai titrat, aș spune eu, antrenor din kickbox, sau să spunem în top 3, și Denis Kraul, antrenorul care a intrat mai devreme în ring cu Benjamin Adebu, este de asemenea în top 3 la ora actuală. Cel mai tare antrenor de kickboxing din lume sunt, au fost în sala polivalentă în această seară. Și acum, introducing his opponent into the red corner. Aș dori să cheme bunătul său în colțul roșu. Make some noise! Face scor! Cătălin Moroșanu! Moartea din Carpați își face apariția în uralele publicului, așa cum o face de fiecare dată. 4.000 de fani îl aplaudă pe Moroșanu. Așa a avut parte de susținere Moroșanu și în galele de la Madrid, Milano sau Torino. Vedem și un fel de lider de galerie acolo. Moroșanu a ajuns și el la 34 de ani, a împlinit sâmbătă această vârstă, vrea să-și facă și un cadou de ziua lui, o victorie cu Freddy Kemayo. Finished business sau afacerile terminate, așa titra Cătălin Moroșanu această confruntare cu Freddy Kemayo. Câte o victorie pentru fiecare, însă un knockout de partea lui Kemayo. Un meci pe care vreau neapărat să-l câștig înainte să mă retrag, a spus Cătălin Moroșanu înainte de această confruntare. Îl vedem pe Freddy Kemayo, arată extraordinar de bine, foarte definit, foarte bine pregătit. Cătălin Moroșanu a spus când l-a văzut prima oară în urmă cu o lună că m-a speriat când l-am văzut cât de musculos e, că trebuie să mă pun și eu pe treabă și m-a slăbit destul de mult, sunt foarte definită, spunea Cătălin Moroșanu. Are deja 100 de meciuri la profesioniști Freddy Kemayo. Dublu față de, de Moroșanu. 70 de victorii, 48 dintre ele prin knockout pentru Freddy Kemayo, dar și 26 de înfrângeri. Asta sunt cele care sunt doar 2 ani diferență între Kemayo și Moroșanu. Pot spune că sunt întotdeauna în aceeași generație. Iată, 105 kg Cătălin Moroșanu la 1,92 m. Mai spunea Cătălin Moroșanu înainte de acest meci că a riscat puțin cu acest meci cu Kemayo, pentru că francezul este un luptător în formă, a luptat de 2 ori în ultimele luni, pe când el are deja un an de când nu a mai luptat. Cătălin Moroșanu!
dintre cele mai tari meciuri pe care le putem vedea în România. Spunea Cătălin Moroșanu, iar confruntarea cu Freddy Kemayo a fost prima pe listă. După aproape 4 ani, Moroșanu din nou luptă în România și după 8 ani din nou la București. Acum 8 ani, Moroșanu a făcut knockout de Errol Zimmerman la K1 București. Câtă tensiune între cei doi, am văzut și la cântar, s-au privit ochii în ochi în jur de 20 de secunde, o perioadă. Cât că chiar mai mult. Au fost despărțiți cu greu, nu îi va mai despărți însă nimeni în această seară în ring. Cătălin Moroșanu, moartea din Carpați, cel mai iubit luptător din România la ora actuală. Vedem umplut sala polivalentă din București, în jur de 4.000 de spectatori. Freddy Kemayo, de asemenea, un luptător extrem de titrat. Iată galeria de aici, din sala polivalentă din București. Spunea mai Pasenia, antrenorul lui Kemayo, la conferința de presă că direct de stânga Moroșanu a venit să-l facă knockout pe Moroșanu, dar să rămână prieten după aceea. Iată ce direct croșet de stânga pentru Cătălin Moroșanu. Început bun pentru luptătorul nostru, pe gardă inversă Moroșanu, așa cum luptă de fiecare dată, low kick puternic. Pe care îl zdruncin acolo pe Freddy Kemayo. A scăpat Moroșanu mai devreme, a trecut pe la urechi pumnul lui Kemayo și high kick încercat acum de gigantul francez. Periculos acel high kick al lui Kemayo. Bine coșere lui Cătălin Moroșanu. Care lui Cătălin Moroșanu își fac treaba. Pălitura moldovenească, trademark al lui Cătălin Moroșanu. Croșeul de stânga este lăvitura preferată a lui Moroșanu, lăvitura letală. Acum a încercat un croșeu de dreapta. Îl caută cu aceste croșee prin spatele mânușii Moroșanu pe adversarul său. Adică de Kemayo s-a dezechilibrat și a casat un pumn de la Moroșanu. Dreptul de stânga și serie de croșee pentru moartea din Carpați. Am ajuns la jumătatea primei reprize, low kick pe interior trimis de Moroșanu. Și lucrurile mediană de picioare, da? Foarte bine lucrează la corp Cătălin Moroșanu în această primă rundă. Oarecum descumpănit, Freddy Kemayo încearcă din un high kick. Și încă nu am văzut lovitura de genunchi ale lui Freddy Kemayo. Îi doare Kemayo. Iarăși îl lovește la corp pe Kemayo. Uita ultificatul Moroșanului Kemayo. Excelent a luptat Moroșanu până acum. L-a surprins pe Kemayo pentru că a avut lovituri variate. Dreaptă bună și pentru Kemayo acum. Trebuie să țină brațele sus Moroșanu. O clipă de neatenție în fața lui Kemayo și totul s-a terminat. Bune croșeele lui Cătălin, iarăși a conectat, însă Kemayo a dus până acum fiecare lucru incredibil. Ratează acel avion Freddy Kemayo, îi schimbă buna lui Moroșanu. Bun croșeul de dreapta pe întâmpinare, a fost însă o dezechilibrare a lui Freddy Kemayo. Atent arbitrul Cezar Gheorghe, peste 10 ani de experiență în ring. Căzut și proteza lui Kemayo, termină runda. Cea mai bună apărare e atacul. Era cu puțin să vedem genunchiul lui Kemayo, însă l-a ținut la distanță pentru că este conșeu. Și nu și-a mai dus execuția până la capăt Kemayo. Abia pe final a încercat un lovitură de genunchi Kemayo, însă nereușită. Acel high kick a fost cel mai periculos moment pentru Moroșanu din această primă rundă, o rundă dominată clar de luptătorul nostru. Foarte multe lovituri încasate în plin de Freddy Kemayo. Însă a avut acest stil puțin letargic Kemayo, a reușit să ducă loviturile, parcă n-a fost dezechilibrat de niciuna dintre ele. Destul de ciudat și atipic stilul lui Freddy Kemayo. Însă anul acesta a făcut această trecere la sala lui Mike Pasenie, la Mike Gym, și a schimbat, se pare, și puțin stilul. Second out. Ce experiență are Mike Pasenie, trebuie să ne așteptăm totuși la o schimbare tactică din partea lui Freddy Kemayo în runda a doua. Începe meciul, serie bună pentru Moroșanu. Uite din nou un loc pe interior Moroșanu și e bine la croșeile lui acum.
atacat și Kemayo în loc liber, și a fost o lovitură dezordonată. Pune presiune, Kemayo vrea să vină aproape pentru a trimite o lovitură de genunchi. Iată genunchiul lui Freddy Kemayo la corp de această dată, însă în curând va urca sigur cu această lovitură și la cap. Moroșanu nu trebuie să facă pasul înapoi. Este puternic atunci când se duce peste adversarul său, nu când stă pe corzi. Iată iarăși lovituri de genunchi din partea lui Kemayo. Lovituri împinse din partea francezului, încă o lovitură de genunchi. Nu, atenție la genunchi, Cătălin. Lovit trimis de Kemayo. Mai agresiv Kemayo în această rundă. Încă un high kick Kemayo. Îl blochează Cătălin acolo. Pare că a obosit puțin Moroșanu, într-adevăr, îi cade și proteza. Trage puțin aer Moroșanu. Am cam repede obosit, mai are destul de mult din acest meci. Sperăm că va reuși însă să facă față Kemayo, se împinge în Cezar Gheorghe, nu și-a ales bine arbitrul în care se împingă. Îl văd dezlănțuit și pe Mai Panesie, îi strigă lui Kemayo să se arunce în atac acum, îl simte obosit pe Moroșanu și cere lui Kemayo să dea atacul de decisiv. Însă Moroșanu se dezlănțuie de multe momente cu croșeele. Fantastică seria lui Moroșanu, un luptător inimos, așa cum știm. Casează acum un croșeu. Bună lui Kemayo, lovește și cu genunchiul. Hai, kick ratat pentru Kemayo, s-a retras bine Cătălin acolo. Un oftat din tot sufletul a văzut la Cătălin Moroșanu. Greu războiul cu Kemayo. Un minut din runda a doua. La atac Kemayo, răspunde și Moroșanu, însă mai precis a fost francezul. Iată ce spuneam de schimbarea tactică a lui Kemayo, nu mai stă să încaseze ca în prima rundă, acum face pasul înainte, pune presiune pe Cătălin și vine cu aceste lovituri de genunchi absolut devastatoare. Au intrat și brațele lui Kemayo, iată cum pur și simplu se năpustește peste Moroșanu, nu lasă să respire deloc. A dus oricum bine această repriză Moroșanu, a avut și el momentele lui, însă s-a anunțat o rundă a treia foarte grea pentru Cătălin Moroșanu. Cearcă și el o lovitură de genunchi în corzi, Cătălin Moroșanu blochează acel high kick, se termină repriza. Foarte grea repriza pentru Cătălin, îl vedem respirând și mișcându-se greu. Mai Pasenie pare foarte sigur pe ceea ce a făcut elevul său și pe ce urmează să facă în runda a treia. A mers bine runda a doua pentru Freddy Kemayo. Însă din nou a avut momentele lui bune și Moroșanu a fost acea serie de croșee. Păcat că nu a avut capacitatea să pună mai multă forță pe aceste croșee. Echilibrată această rundă, poate fi dată oricăruia dintre cei doi luptători. Mai bine a conectat pe brațe Moroșanu, însă presiunea lui Kemayo a fost fantastică și câteva lovituri de genunchi încasate în plex de către Moroșanu, de asemenea câteva lovituri de braț pentru francez. Ultima repriză, două meciuri și două reprize au fost până acum între Kemayo și Moroșanu. Mai avem 3 minute. Totul sau nimic pentru Moroșanu în această ultimă rundă, în atac Kemayo. Însă cel care vorbește este Moroșanu. Trimite și un high kick precis, Freddy Kemayo. Foarte bine a blocat în genunchiul Moroșanu. Ce high kick a trimis Kemayo. Lovitură sub centură, își cere scuze Freddy Kemayo. Nu a fost o lovitură intenționată. Este aproape Cezar Gheorghe și este un arbitru atent cu astfel de faze. A recunoscut, Kemayo a recunoscut. Exact pe centru, lovitura incredibilă, fix pe centru. Nu l-a amenajat deloc pe Cătălin Moroșanu cu această lovitură. Lasă-l cum pace, pare să-i spune Moroșanu lui Kemayo. Acum pe bune, la propriu. Continuă meciul, deși ar mai fi putut să aibă câteva momente de respiro acolo Moroșanu. Continuă acest război cu Freddy Kemayo, ce lovituri își trimit cei doi. E incredibilă confruntarea făcută de Cătălin Moroșanu și Freddy Kemayo.
Parcă mai obosit și Kemayo. Asta e bine pentru Cătălin. Lovește din nou la corp Moroșanu. Ce bine i-a intrat în prima rundă aceste lovituri la corp lui Moroșanu. Două minute rămase din această rundă. Iarăși Cătălin Moroșanu aruncă proteza pe jos. Va fi avertizat cu siguranță de arbitrul Cezar Gheorghe. Fanii de pe marginea ringului încearcă să le insufle lui Moroșanu energia lor. Își trage sufletul Moroșanu, mai are două minute de luptă cu acest francez hotărât să vină la bătaie Freddy Kemayo. Lovește pe Moroșanu, însă nu a avut putere să continue. Două minute lungi pentru Cătălin Moroșanu. Poate cele mai lungi minute din cariera lui Moroșanu. Freddy Kemayo, mai proaspăt la acest final de meci, pune presiune pe Moroșanu. Ce păcat că are acele lovituri Moroșanu, însă nu mai pune putere, nu mai pune forță pe lovituri. Nu mai are forță. Pentru că nu mai are logic. 100% din energia lui Moroșanu este acum pe defensivă, să evite acele lovituri devastatoare de genunchi. Și era pe ce să intre una lui Kemayo. Blochează Moroșanu acolo. Totul sau nimic pentru Freddy Kemayo și Moroșanu pe acest final. Acum i-a căzut proteza lui Freddy Kemayo, nu mai are ce să protesteze francezul. L-am văzut pe Mike Pasenie foarte nervos la a doua fază când lui Moroșanu i-a căzut proteza. Bună lovitura lui Moroșanu, care trimite lovituri puternice, încasează un high kick. Trebuie să țină brațele sus Cătălin, mai puțin de un minut. Al treilea high kick la rând. Serie de high kick pentru Freddy Kemayo. Hai Moro, acum o lovitură, pare obosit și francezul. Freddy Kemayo și Cătălin Moroșanu. Serie de păsări pentru Moroșanu. Sala polivalentă este în picioare. 20 de secunde din această super confruntare. Ce meci! Doi adevărați gladiatori care continuă să trimită lovituri. Moroșanu dă drumul la croșee. Kemayo încearcă lovitură de genunchi. 10 secunde rămase din acest meci. Sala îi strigă numele lui Cătălin Moroșanu. Se termină meciul. Urale din sală. Un meci frumos făcut de Moroșanu și Kemayo. Și vom aștepta acum decizia. Final de meci, iată, nu știai, nu te gândeai că mai găsește resurse Moroșanu în ultimele 30 de secunde să se bată cu Kemayo, nebunește. Arată bine la față Moroșanu, nu are nicio accidentare, știm, termină meciurile cu nu e capă urmă de rotulă a genunchiului Kemayo, nimic. Să vedem și decizia în acest meci, o confruntare care poate merge la oricare dintre cei doi. O primă rundă câștigată clar de Cătălin Moroșanu, o rundă a treia câștigată din punctul meu de vedere de Freddy Kemayo și repriza a doua 50-50. Depinde fabulos, cum au văzut arbitrii judecători. Această imagine. Moroșanu și Kemayo dezechilibrați amândoi. Oricare va fi decizia, însă este un meci fabulos făcut de Cătălin Moroșanu și de Freddy Kemayo. Alături de CEO-ul Dynamite, pătrașcul titlul. And now, iată, ladies and gentlemen, finalul luptei. Superb final de meci. Gladiatorii moderni Kemayo și Moroșanu și-au făcut datoria în această seară. Oricare ar câștiga, ar fi păcat pentru celălalt, parcă ar spune. Însă adevărat, noi trebuie să ne bucurăm pentru Moroșanu, să ascultăm decizia. Și sigur, ladies and gentlemen, the winner is by unanimous decision to the red corner. Urare în sală, victorie unanimă, toți cei trei arbitri au dat victoria lui Cătălin Moroșanu. Imaginea bucuriei pentru Cătălin Moroșanu, primește un trofeu asemănător cu trofeul campionului din Chioan de pe vremuri.
Îl merită pe deplin. Aplaudăm și pe Kemayo, merită tot respectul francezul pentru cum s-a comportat în ring la București. Merită pe deplin acest trofeu mare, cât el, Cătălin Moroșanu. Vedem pe Freddy Kemayo părăsind foarte supărat ringul. E de înțeles, a depus un efort mare și el și chiar a făcut o partidă excelentă, însă ce victorie pentru Cătălin Moroșanu în fața unei săli polivalente pline la București și a luat revanșa la care a visat atâta timp. 10 ani de la prima confruntare dintre cei doi, atunci când Kemayo l-a făcut knockout, a câștigat apoi revanșa de la Buzău și acum încă o dată al treilea meci, 2-1, și cam acestea va fi scorul în cărțile de istorie între Kemayo și Moroșanu. Spunea moartea din Carpaț că vrea să se retragă în 2019 și mai vrea 2-3 meciuri până atunci. Vrea să se ia revanșa și fața lui Errol Zimmerman. Spuneam că a luptat în această seară după 8 ani la București Moroșanu și acum 8 ani a fost făcut knockout de Zimmerman la Cheoa în București. Să-l auzim pe Cătălin Moroșanu ce are de spus, să-l vedem pe Kemayo fiind consolat acolo. Foarte greu. Vine în București, Kemayo nu mă bag cu orice acel. Vă mulțumesc! Abia poate să respire Cătălin Moroșanu. Datorită vouă există, spune Cătălin. A fost discursul lui Cătălin Moroșanu. Superb acest meci. O victorie istorică pentru moartea din Carpați.